Bună seara și bine ne-am regăsit la o nouă emisiune dedicată copiilor, cadrelor didactice, părinților și bunicilor. Emisiunea din seara aceasta este puțin altfel decât celelalte emisiuni, datorită faptului că ne aflăm la Muzeul de Istorie al orașului Roman, în cadrul unei expoziții Muzee și Școli, patronată de muzeu, dar inițiată de doamna doctor muzeograf Otilia Mircea. Bine v-am găsit acasă la dumneavoastră. Bine ați venit. Iar în cadrul acestei expoziții, intitulată Patrimoniu Cultural, Artă Populară, Tradiții și Obiceiuri Românești, doamnele profesoare și copiii din orașul Roman, cu care doamna colaborează, au o expoziție deosebită, realizată cu copiii, dar și expoziții personale. Vă rog tare mult, doamna Otilia, să ne prezentați colaboratorii și după aceea să vedem și expoziția realizată la muzeu. În primul rând, aș vrea să le spun tuturor privitorilor noștri bună seara și oricând îi așteptăm în cadrul Muzeului de Istorie Nou, Muzeul de Istorie Roman, deoarece avem surprize, cu atât mai mult anul acesta, când împlinim 10 ani de la derularea primului proiect educațional pe care l-am avut în cadrul unităților de învățământ din județul Neamț. Aș vrea tare mult să subliniez acest lucru, deoarece pe parcursul celor 10 ani ne-am păstrat colaboratorii și am avut colaboratori noi și aș vrea să încep din partea mea stângă cu doamna profesor învățământ primar, doamna Bălăiță Nuța, de la Școala Gimnazială Comuna Moldoveni. Prima colaborare am avut-o cu dumneaei în anul 2010. Alături de mine se află profesor învățământ preșcolar, Mititelu Carmen, iar prima colaborare am avut-o, dacă nu mă înșel, în anul 2010. În partea mea dreaptă se află doamna Magdalena Gheorghiță, aflată pentru prima oară în cadrul proiectului nostru, în calitate de profesor creator, în calitate de profesor care își expune propriile realizări, actualmente fiind profesor în cadrul Clubului Copiilor Roman. Și de fapt, pe fundal avem realizarea doamnei profesoare. Realizările doamnei profesor. Și nu în ultimul rând, o avem pe doamna profesor învățământ preșcolar, Mihaela Ion, cu care de asemenea am avut o colaborare încă din anul 2010. Ce se întâmplă astăzi la muzeu va fi o întâlnire, o întâlnire de suflet, prin care vom deschide manifestările culturale din anul 2019 în seria Educație Muzeală, în cadrul proiectului Patrimoniu Cultural, Artă Populară, Tradiții și Obiceiuri Românești. Vom marca împlinirea celor 10 ani pe parcursul anului 2010 prin organizarea unor întâlniri lunare. Aceasta de astăzi este prima din seria Educație Muzeală, așa cum am spus, iar în cadrul întâlnirilor noastre vom avea expoziții, vom avea mese rotunde, ateliere de creație și vom încheia cu un simpozion național abordând diferite teme, diferite discuții legate, în primul rând, de patrimoniu muzeal, de ceea ce ne ocupăm noi în cadrul Muzeului de Istorie, dar raportat la copii prin aplicații practice de tip joc. De asemenea, vom promova și valorile tradiționale, vom aminti tradițiile și obiceiurile practicate la noi, la români, la sărbătorile de peste ani. În cadrul activității de astăzi, am cuprins tema iubirea,
iubirea la români, sub mai multe forme, iar cea mai completă, din punctul meu de vedere, din punctul meu personal de vedere, este cea pe care am regăsit-o în expoziția de creație, deoarece iubirea este pleacă din suflet. Iubirea sufletească este transformată, materializată în artă. Și aș vrea să mergem la vitrinele pe care noi le-am pregătit, cu lucrările pe care le-am primit de la școlile partenere care au fost înscrise în cadrul activității de astăzi. Expoziția poate fi vizionată de către copii? Poate fi vizionată de către copii. O să avem și o expoziție dedicată mărțișorului, simbolul primăverii. Până pe data de 10 martie vom avea deci două expoziții. Prima expoziție, cea de creație cu flori de primăvară, urmând ca săptămâna viitoare să pregătim cea de-a doua expoziție, tot pentru copii, mărțișorul, simbolul primăverii. Da, mergem să vizităm acum și după aceea mai avem o surpriză. Ne aflăm în fața standului pregătit de către doamna profesor învățământ preșcolar, Carmen Mititelu, și am să o las pe ea să își prezinte lucrările, fiind mult mai în măsură de a se exprima așa cum a făcut-o în exemplarele pe care le avem în fața noastră. Mă simt onorată să fiu astăzi prezentă și să răspund invitației doamnei Otilia Mircea pentru a participa la acest eveniment important și pentru, mai ales pentru a marca această frumoasă sărbătoare, această tradiție, dragobetele, această sărbătoare a românilor. Și vreau să vă prezint mica mea expoziție personală, dar și lucrări ale preșcolarilor de grupa mare de la Carmen Silva, Horia. Avem aici tablouri cu flori în culori acrilice, în culori în guașe, tempera, lucrări în relief, culori acrilice, lucrări pe obiecte vechi, etnografice, de peste 50 de ani, care sunt foarte dragi, lucrări din fibre vegetale, de artă populară, din oase de vițel, oase de pește și pănuși, lucrări realizate de grupa de preșcolari pe care îi coordonez în acest an școlar, pe pânză, în acrilice, avem și pe plăci de pick-up, tot în culori acrilice, flori stilizate. Aici avem o lucrare tot pe placă, în lamă de cuțit, cu culori acrilice. Și văd că mai sunt expuse și în alte părți, tot lucrări de ale elevilor, de ale preșcolarilor mei. Mă scuzați, mă putem emoții. Florile, florile, da, aici de un preșcolar foarte talentat, aici. Având aici și lucrarea de grad legată de dezvoltarea aptitudinilor artistico-plastice ale preșcolarilor, am ajuns la o performanță foarte mare cu ei și aici, aceasta este munca lor și munca mea. Da, se vede evoluția. Mulțumesc. Se vede evoluția pentru că eu te știu de ani de zile. Multe colegi au tablouri în casă pictate de colega mea. Doamna Otilia, aici are cui sunt? Aici avem lucrările doamnei Mihaela Ion, pe care am să o chem alături de mine. Doamna Mihaela Ion? Da, până vine doamna Mihaela. O să mergem. Mergem la doamna, da? Profesoară. Aici aș vrea să prezint lucrările de la școala gimnazială Mihai Emilian Mancaș din comuna Dobreni. Este școala care a venit în cadrul proiectului nostru anul acesta. Deci avem colaboratori noi și ne mândrim cu acest lucru. Echipa noastră s-a dezvoltat cu încă 4 profesori care vor să
își învețe copiii ceea ce facem noi în cadrul muzeului prin intermediul nostru. Vom avea acel schimb de experiență atât în muzeu, cât și în școală, în comuna Dobreni. Mai departe, avem lucrările prezentate de către doamna profesor învățământ primar, Bălăiță Nuța. Sunt lucrările realizate din suflet, care mie personal mi-au așezat, ca să spun așa, multă, multă căldură în suflet din momentul în care le-am văzut prima oară. O să-i ofer dumneaei momentul de a ne spune. Mulțumesc. Cum le-a lucrat și ce reprezintă. Mulțumesc. Mă numesc Bălăiță Nuța, sunt profesor învățământ primar la Școala Gimnazială Moldoveni. Așa după cum sublinia și doamna muzeograf, am început o colaborare acum 10 ani. Am căutat în arhiva clasei poze și am regăsit și acele poze și am, cu mare plăcere, am răspuns invitației de a participa în cadrul acestui proiect. Sunt lucrări personale, dar ca să ajung aici am pornit din dorința de a face alte activități cu elevii la școală, din dorința de a le oferi alternative de petrecere a timpului liber în mod creativ și de a petrece timpul mai mult împreună, ca și grup. Am pornit cu hârtie, deoarece am considerat că trebuie să folosesc materiale simple și ieftine la îndemâna oricui. În timp am evoluat, am lăsat aceste materiale, am lucrat quilling, am lucrat origami, când încă nici nu erau acestea în programa școlară. Cred că sunt 10-12 ani de atunci. Am elevi care sunt, nu știu, au 26 de ani și lucrau atunci origami. Și am ajuns la un alt material drag mie, sfoara și iuta. M-am născut la sat. Pe vremea copilăriei mele, părinții mei și oamenii din sat încă cultivau cânepă, in, torceau și foloseau fibrele acestea în țesături. Se puneau statevele sau războiul de țesut la începutul iernii și se scotea din casă primăvara când se făcea curățenia de Paști. Și am zis să folosesc într-o altă manieră modernă aceste materiale naturale care sunt foarte, foarte simple și ieftine la îndemâna oricui, sfoara și iuta. Am început cu, știu eu, decorarea unor obiecte simple, borcane, coșulețe, vaze și le-am împodobit cu flori, cu frunze, deci cu forme din natură. Și m-am gândit că aceste forme din natură aș putea să creez și compoziții, altfel de compoziții, și atunci le-am așezat pe aceste tablouri. Și tabloul acesta e tot al dumneavoastră? Acestea, aici nu. Nu, este doar... Aici da. Grădinița... Doamna... Grădinița cu program lungit, numărul 1. Școala Mihai Eminescu. Da, deci nu? aici avem lucrările de la Școala Mihai Eminescu și mai avem o serie de lucrări tot de la Școala Mihai Eminescu, dar sunt aranjate exact, sunt și în celelalte săli. Alături avem lucrările de la Școala Gimnazială Comuna Ghereiești, Școala Gimnazială Comuna Gădinți și ajungem la florile realizate de doamna profesor Gheorghiță Magdalena de la Clubul Copiilor Roman, pe care am să o las pe dumneaei să vorbească despre realizările atât de frumoase. Mulțumesc, este o plăcere să fiu aici lângă dumneavoastră la această activitate extraordinară. Este pentru Roman un lucru incredibil ceea ce faceți dumneavoastră și spun asta pentru că și Clubul Copiilor are activități importante și în acest mod ne apropiem mai mult de copii și cadre didactice și nici într-un caz nu uităm pe părinți. Florile mele sunt născute din mare dragoste, pentru că eu iubesc natura și pentru că materialele sintetice
încerc să le ocolesc, așa cum a spus și doamna. Inul, cânepa, hârtia pot deveni importante, pot deveni simboluri în momentul în care sunt pe o mână potrivită. Îi învățăm pe copii, îi atragem în acest mod, pentru că nu neapărat doar educația formală este cea mai importantă. Importantă este legătura dintre educația formală și non-formală. Și non-formalul se naște din această pasiune pentru hârtie în cânepă. Sunt florile mele pentru că întotdeauna le fac cu mare drag. Nu pot lucra ce nu-mi place. Este un lucru pe care, sincer, îl recunosc acum. Sunt mai... mă ajut și de sârmă în situațiile în care este doar hârtie creponată mai groasă. Da, este floristică, este hârtie specială, este de 180 de grame pe metru pătrat, pentru că știm că există o anumită greutate a foilor. Am uitat că sunt greu de realizat, totuși, nu? Nu sunt greu. Cum le îndoi, totuși? O să vă arăt la cercul mămicilor creative, așa, cu Mihaela Ion, deci și o să vedeți, este... Este, da. În partea a doua a misiunii, probabil nici nu trebuia. Încerc în fiecare zi să fac ceva nou și cred că în acest mod, exact cum a zis doamna, evoluăm măcar fizic. Da. Dar evoluăm și... Ești un deschizător de drumuri. Ai fost primul om la care eu am văzut realizând vazele acelea tot din... Hârtia dintotdeauna cu brad, da, și mi-am... Și mi-am amintesc cu mare drag faptul că hârtia a constituit pentru mine un element important din copilărie. Niciodată nu trimiteam scrisori în plicuri cumpărate, ci întotdeauna le făceam eu. Da, un talent, într-adevăr. Și acum nu știu dacă aș mai avea răbdare să le fac neapărat, dar fac altceva. Da. Și tot cu drag. Mulțumesc frumos. Oricum este un demn să dăm copiilor de lucru acasă. Hârtie, deșeuri, textile, ceea ce aveți. Mihaela, te rog, spune și tu ce ai acolo. Deci mă bucur că fac parte din acest proiect și mă bucur și o felicit pe doamna Otilia că a încercat acum în primăvară, în afară de vase, de recondiționat, să facă și această expoziție de flori. Am o colaborare foarte strânsă cu Clubul Copiilor Roman și cu Muzeul de Istorie. De aceea, în partea a doua, vă invităm să urmărim o activitate la grupa mică, unde anul acesta am înființat un proiect care se numește Clubul Mămicilor Creative. Având în vedere că am grupă mică, am implicat colaborarea între copii, educatoare, părinți, școală și, bineînțeles, Muzeul de Istorie și Clubul Copiilor. Mă bucur că tot timpul în activitățile mele am avut parteneriate unde aceste persoane, dragi mie, am colaborat și am făcut lucruri minunate. Expoziția mea, am lucrat-o cu mămicile, Quilling se cheamă, deci este o muncă foarte grea ca să lucreze aceste felicitări. Tehnica de lucru o să o vedem în partea a doua, o să o vizionăm cu mămicile creative, unde și doamna Magdalena Gheorghiță o să vină să ne arate și metoda dânsei, cum lucrează aceste flori, și atunci colaborarea noastră cu Muzeul de Istorie și cu Clubul Copiilor în următoarea expoziție. Am să invit și mămicile creative să vină, să facem o colaborare și mai strânsă, poate invităm și alte persoane și alte școli să vină alături, pentru că aici se lucrează, într-adevăr, expoziția este foarte frumoasă și sunt lucruri foarte minunate și, într-adevăr, dacă implicăm și părinții, colaborarea cu educatoarea va fi foarte grozavă. Mulțumesc, oricum o să mai vedem câteva lucrări, dar ce am constatat eu, doamna Otilia, ați început colaborarea și cu unitățile din zona orașului Piatra Neamț. Am văzut colegele de la Dobreni, am văzut colegele din multe comune
E un lucru bun. Eu chiar aș ruga copiii să vină să viziteze această expoziție, iar colegele mele să preia tehnica de lucru, pentru că într-un anumit fel lucrează un copil când are o ocupație pentru dezvoltarea deprinderilor, a îndemânării mai ales, și altfel când îl lăsăm așa la tabletă, la internet, în alte părți. Siguranță. Acolo lucrările de unde sunt? Mergem acum la ele. De la mai multe școli, probabil. Da. Avem din școala gimnazială Carmen Silva, Horia, da. Sunt lucrările realizate de elevi, din clasa a patra, conduși, îndrumați de către doamna profesor Gârbea Tatiana. Da. Mai avem lucrările făcute de un alt grup de copii, e vorba de clasa a patra B, îndrumați de doamna învățătoare Laura Gurgu, și mai avem lucrări realizate tot de copii sub îndrumarea cadrelor didactice din diverse școli, Ghereiești. Da. Coșulețe cu flori, tehnici diferite. Cine are acasă o curte și cu o grădină frumoasă poate realiza asemenea flori, să le pună pe masă, realizate de copii. Mulțumim frumos, foarte frumoase sunt lucrările. În continuare va urma o dezbatere în cadrul muzeului. Cu siguranță. Iar în partea a doua veți urmări o modalitate de colaborare părinți, educatoare, copii, realizarea unor lucrări împreună cu familia. Mulțumesc frumos, doamnă Otilia! Și noi vă mulțumim! Și în continuare și chemați cât mai multe școli la Muzeul de Istorie pentru că au ce vedea. Și surpriza cea mai mare a fost apariția printre noi a domnului inspector școlar general de la Inspectoratul Școlar Neamț. Bine ați venit, domnul general Milea. Sărut mâna, bine v-am găsit. Mă bucur să văd atâtea flori în spatele meu și atâtea flori în fața mea. Da. Respectiv, doamne și flori. Da. Aș dori un îndemn pentru copiii romașcani. Am fost deosebit de impresionat de florile pe care le-am văzut aici, toate realizate din materialele folosibile și care arată îndemânarea, priceperea celor care le-au produs. Bănuiesc doamnele din fața mea. Aș recomanda tuturor elevilor să participe la aceste activități prin care din materialele folosibile creăm lucruri atât de frumoase. Odată pentru că protejăm mediul înconjurător, a doua oară pentru că folosim aceste materiale pentru a produce articole atât de frumoase. Și îndemn să participe cu toată dragostea la aceste activități. Vă mulțumim frumos, așa că nu uitați, dragi copii, începeți să realizați lucrări de mânuța voastră, păstrați grădina plină de flori, pădurea plină de verdeață, iar voi să respirați un aer curat și nepoluat. În continuare, rămâneți să urmăriți și partea a doua emisiunii.